Mâine, în țară, cerul va fi variabil, fără precipitații. La Briceni și Soroca sunt anunțate 14 grade, la Bălți cu unul mai mult. 16 grade se așteaptă la Orhei. La Tiraspol sunt prognozate 17 grade, la Leova cu unul mai mult. La Comrat și Cahul, termometrele vor arăta 19 grade. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil și se așteaptă până la 17 grade. În următoarea perioadă, termometrele vor arăta până la 22 de grade ziua, iar noaptea se așteaptă între 4 și 10 grade Celsius. Săptămâna viitoare sunt prognozate ploi cu descărcări electrice. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 33 de grade, iar la Paris și Berlin se așteaptă 19 grade și ploi. La Londra, termometrele vor arăta 18 grade. În capitala Italiei, maxima va fi de 28 de grade. La Viena sunt prognozate 22 de grade, iar la Belgrad cu unul mai puțin. La Varșovia și Budapesta se așteaptă 18 grade, iar la Praga cu unul mai mult. La București se va încălzi până la 19 grade, iar la Atena se vor înregistra 26 de grade. La Kiev nu vor fi mai mult de 11 grade, iar la Moscova 8. La Ankara cerul va fi înnorat și 16 grade în termometre.